În fiecare an, etiopienii îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-a răspuns la o rugăciune importantă, aceea de a-i aduce înapoi în Israel și de a-i uni cu poporul evreu. Corespondentul echipei CBN din Orientul Mijlociu, Julie Stahl, ne spune povestea. Se numește Sigd și este o sărbătoare străveche adusă de evrei din Etiopia când s-au întors în Israel. Sigd este o sărbătoare pe care o celebrăm de mii de ani în Etiopia. Este o sărbătoare importantă și un simbol important pentru evreii etiopieni. Sigd provine din cuvântul Lizgad și înseamnă a te închina creatorului lumii. De-a lungul generațiilor, evreii etiopieni au visat la întoarcerea lor în Ierusalim. Acum celebrează Sigd în fiecare an, chiar aici, în Orașul Sfânt. Ne-am urcat pe cel mai înalt munte și ne-am îndreptat privirea spre Ierusalim și ne-am rugat pentru pacea Sionului și a Ierusalimului. De 10 ani, aceasta este o sărbătoare națională care se celebrează pe promenada Haas, vis-a-vis de muntele Templului. Ceremonia constă în rugăciune și post. Deși Sigd nu este menționat în Biblie, doctorul Simca Gaton spune că originile ei se găsesc în numeroase sărbători. Ținem această sărbătoare la 50 de zile după Yom Kippur. De Yom Kippur ne cercetăm individual și după 50 de zile ne cercetăm împreună, uniți. Since 1948, more than 90,000 Ethiopians. Din 1948, mai bine de 90.000 de etiopieni evrei au imigrat în Israel, dintre care 16.000 au fost aduși în secret în Israel în 1984. 7 ani mai târziu, alți 14.500 au venit în doar 36 de ore. Deși originile comunităților nu sunt cunoscute, stilul lor de viață iudaic are 2.500 de ani. De ce mai celebrează comunitatea etiopiană această sărbătoare în Israel? În primul rând, este important să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a permis să emigrăm în Israel, în Țara Sfântă, în Orașul Sfânt. Ne mai rugăm pentru construirea celui de-al treilea templu și ne rugăm pentru întreaga populație a Israelului. Aceasta este sărbătoarea Sigd, care nu este o sărbătoare a etiopienilor, ci a tuturor evreilor din Israel. Celebrăm anual această sărbătoare. Uitați-vă câți au venit. Este așa de palpitant. Anul acesta au venit să sărbătorească în jur de 10.000 de oameni. Comunitatea evreiască de origine etiopiană din Israel speră că la un moment dat îi se va alătura întreaga populație a Israelului.